depozitele de deșeuri aliniate la standardele Uniunii Europene. Executivul a aprobat un regulament care stabilește cerințe pentru desfășurarea activităților de depozitare a deșeurilor, proiectare, construcție, exploatare, monitorizare, închidere și urmărirea post-închidere a depozitelor noi și a celor existente. Elaborarea documentului a fost determinată de necesitatea soluționării problemei depozitării deșeurilor la sol, de cele mai multe ori în locuri neautorizate. Majoritatea depozitelor actuale de deșeuri nu sunt exploatate corespunzător, nu se compactează și nu se acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspândirii mirosului neplăcut. Nu există un control strict al calității și cantității deșeurilor care sunt evacuate la depozite. Nu există facilități pentru recuperarea biogazului produs sau pentru recuperarea tratarea levigatului. Drumurile de acces pentru depozite în interiorul acestora nu sunt întreținute corespunzător și depozitele nu dispun de garduri cu intrări corespunzătoare și panouri de avertizare. Reglementarea activității de depozitare a deșeurilor are drept scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv a efectului de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației pe întreaga durată de exploatare a depozitului, cât și după expirarea acesteia. Scopul prezentului regulament este de a stabili cerințe pentru desfășurarea activităților de depozitare a deșeurilor. În primul rând, proiectarea, construcția, exploatarea, monitorizarea, închiderea și urmărirea post-închiderii a depozitelor noi și a celor existente în condiții de protecție a mediului și sănătății populației. Regulamentul este necesar în contextul implementării strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 și a proiectului național Deșeuri Solide în Republica Moldova, prin care este regionalizat managementul deșeurilor, teritoriul țării fiind divizat în 8 regiuni. Prin urmare, vor fi întreprinse acțiuni de conformare a depozitelor existente, precum și de construcție a depozitelor regionale conform cerințelor europene.